Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Am mai făcut review aici pentru AllView X1 Soul și X1 Soul Extreme, două telefoane care ne-au surprins de fiecare dată atunci când și-au făcut intrarea pe piață. Astăzi îi vine rândul la test lui AllView X2 Soul, un telefon care promite să reseteze foarte multe standarde, cel puțin dacă te uiți la specificații, pentru că este cel mai subțire super smartphone de pe planetă. Își împarte numele, evident, cu Gione Elife S55, o treabă de genul ăsta, însă ajunge la noi pe piață sub denumirea de AllView X2 Soul și hai să vedem împreună cât de bun este. Cifrele seci sunt 5.5 în diagonală la ecran, dar un body de numai 5,6 mm grosime, cu o ramă din aluminiu făcută pe un dispozitiv special care se numește CNC, dintr-o singură bucată în aluminiu care a fost tăiată cu un utilaj special ca să înglobeze display-ul, care se duce foarte aproape de margini. Marginea este de numai 2 mm și puțin. Un device foarte subțire așadar, o fâșie de sticlă, îți dă senzația că ai la dispoziție doar un ecran. Este o senzație destul de plăcută să ai în mână un device care se simte foarte subțire. Și pe spate avem sticlă, dezavantajul este că iată amprentele. Și evident vor veni și zgârieturile, deși este protejat cu o folie anti-zgâriere. Camera de 13 megapixeli iese ușor în evidență aici pentru că pur și simplu a trebuit să iasă puțin, nu încăpea într-un ambalaj atât de subțire, este greu să pui camere în ambalaj atât de subțire, însă producătorul, în loc să păcălească ochiul cu o formă curbată în general, se curbează de aici, se pleacă din marginea asta foarte subțire, după care se bombează puțin pe spate ca să bagi bateria și alte componente și astfel mai maschezi și camera aici, au ales să facă un telefon, iată, perfect plat și pe spate și pe față, niște margini foarte frumos și atent finisate, aluminiu vopsit negru, sticlă cu sticlă. Ce poți să-i ceri altceva unui super smartphone de generație 2014? Bun, camera de 13 pe spate, cum am zis, sus mufa de micro USB, aici avem și un LED, am impresia, sau un senzor, o să vedem imediat ce face. E un early sample și nu am prea multe detalii despre el. Aici avem butonul de volum, butonul de standby. Pe dreapta am slotul pentru microSIM, telefonul acesta suportă un singur SIM, mufa de căști și microfonul. Din nou aici cred că am o antenă radio sau ceva de genul ăsta. Și cam atât. Ăsta este telefonul. Un telefon simplu, cu linii foarte clare, foarte drepte, foarte subțire, la care s-a lucrat în ultimii 2 ani pentru a ajunge în forma asta și ajunge, iată, în sfârșit și la noi pe piață. Bun, hai să mergem mai departe. Ce ne mai interesează? Spuneam că avem un ecran Super AMOLED Full HD, asta este o chestie foarte tare, un Full HD de 5.5 în diagonală, ca orice super smartphone care se respectă zilele acestea, cu o densitate uriașă de pixel de 441 de pixeli per inch. Din punct de vedere al specificațiilor, rulează un Android 4.2 din ce știu eu și este un octa-core de 1,7 GHz. Mai vine sub capotă, ca să zicem așa, cu 2 GB de RAM și 16 GB de stocare. Asta înseamnă că are la dispoziție o platformă foarte cunoscută deja de la MediaTek, care face o carieră bună și îți promite o performanță din testele mele anterioare cu telefoane similare, așa cum te aștepți, bună. Mă mai interesează și acceleratorul grafic, pentru că degeaba ai 8 nuclee care rulează la 1,7 GHz dacă procesorul grafic nu este foarte bun, iar cel care, dacă se respectă aceleași specificații cu ale lui Elife S5.5, ar trebui să fie un... O să mergem în Antutu pe care l-am instalat și ia să vedem ce ne spune Antutu. La informațiile device-ului avem așa, AllView X2 Soul, Android 4.2.2, procesorul de la MediaTek exact cum intuiam, cu accelerator grafic de la Mali 450MP. Nu este cel mai performant, nu este nici slab, exact cum vedeam și pe carcasă, camera de spate 13 megapixel cu 5 pe față și 16 GB de stocare. Frecvența procesorului 1664 de MHz, dar coboară până la 728 pentru a face economie. Și cam asta ne interesează în primul rând. Hai să vedem atunci ce mai găsim la bord. Așadar, un ecran Super AMOLED care
Întotdeauna ne surprinde plăcut cu calitatea negrului. Dacă avem o carcasă neagră, diferența între display și carcasa propriu-zisă aproape că nu există. Atât de bun este negrul, contrast excelent, calitate foarte bună a imaginii, exact cum te aștepți de la acest display de bună calitate. Zilele acestea, oricum, smartphone-urile sunt combinații între componente luate de la anumiți producători, display-ul cu procesorul, cu acceleratorul grafic și memoria RAM, ar trebui să ne dea un telefon care să știe și jocuri. Și o să încercăm să ne jucăm puțin în jocul 300. Eu în acest moment fac și video mirroring. Asta îl pune puțin la încercare, pentru că știe și Miracast. Ar trebui ca toate telefoanele de generație mai nouă, de 2013, să știe și ecran wireless. Trimite și sunetul wireless, evident. Hai să încercăm să ne jucăm cu ecran wireless și pe telefon și pe televizor simultan. La o rezoluție foarte bună, cu ajutorul dongle-ului de la Netgear, pe care l-am mai folosit și în alte teste, deja îl știți. Între timp simt că procesorul se află aici, în dreptul difuzorului, sus lângă cameră, pentru că asta este și zona care se încălzește în acest moment, în timp ce o folosesc. Și încă de la început trebuie să vă spun că sunt plăcut impresionat, pentru că jocul acesta este foarte pretențios la capitolul grafică. Are foarte multe personaje 3D, elemente grafice foarte multe, particule, apa, vântul, fumul, flăcările, pun orice device la încercare. Asta este intro-ul, ok, close și hai să trecem la luptă. Chiar și cu ecranul wireless s-a mișcat foarte bine. Îi mulțumim lui Themistocle pentru această dovadă de vitejie. Hai să folosim și Epic Citadel ca să vedem pe partea grafică cum ne descurcăm. Din nou pus foarte serios la încercare, pentru că mergem și pe ecranul wireless simultan. Dar dacă tot e un telefon de generație foarte nou, cu ambiții de cel mai subțire din lume, ar trebui și performant ca să merite banii. Engine-ul Unreal, care e folosit pentru foarte multe jocuri și pe PC, a dus pe platforma mobilă în această versiune, o versiune de teste cu un castel epic prin care pot să mă plimb. Randează bine, nu am pierdere de frame-uri, reflexii, lumină, umbre, texturi, toate sunt acolo. Iată ce pot să facă 8 nuclee chinezești de pe un procesor MediaTek cu 2 GB de RAM și un procesor grafic altfel nu foarte lăudat, nimic de reproșat și la acest capitol. Dacă am văzut că se descurcă bine în jocuri, hai să vedem ce face camera, foarte rapid. Camera de 13 pe spate, cu focalizare automată sau prin atingere. Și hai să facem și o poză mașinuței noastre. Calitate bună, chiar și în zoom reușesc să văd detaliile, nu este șters, comparabil cu o cameră mediană spre zona bună de 13 megapixeli. Hai să vedem ce facem cu camera frontală. Mă interesează să fac și un selfie. Cei 5 megapixeli se dovedesc foarte utili. O cameră foarte wide. Adică eu o țin în față și uite cum mi se văd mâinile. Este foarte, foarte wide ca să încadreze cât mai mult. O cameră care a fost forțată ca să încadreze cât mai mult atunci când o ții în fața ta. Cred că lângă mine mă încap încă 3 și o țin, nici n-am întins mâna foarte tare. Uite ce mâini lungi mi-am făcut. Selfie cu mâini lungi. Selfie de 5 megapixeli, o poză foarte bună, iată. O poză foarte bună pentru Facebook. Asta a fost camera. O să ies de pe ecran wireless și de pe Wi-Fi. Trec în modul Airplane ca să-i facem și un benchmark pentru toți pasionații de cifre, să vedem cât de multe puncte are acest device. Airplane Mode.
Am văzut aici cei de la AllView pun și widget-urile astea de curățare a memoriei RAM. Nu se scarcă nimic, am eliberat și RAM-ul și acum putem să vedem exact cum se mișcă în viața reală și interfața. Nu agață, se mișcă repede. Din nou, același lucru pe care le știi de la AllView, schimbarea temelor și alte lucruri din astea sunt aici. Inclusiv funcții suplimentare, cum ar fi acest Charm Cam, îți face poze și le îmbunătățește. Ai o grămadă de filtre, inclusiv filtre live. Poți să le vezi, să ștergi persoane din poză, sunt funcții software care au fost adunate și aici. Best Face, faci mai multe poze și o alegi pe cea mai clară sau chiar te machiază. Ia să vă arăt o poză când îmi fac cu machiaj, make-up. Așa arată fața mea, mult normal, ușor lungă și nedormită, dar după un pic de machiaj, cu procesorul lui X2, ia uite, mama chiar mi-a pus niște foarte la ochi, niște blush în obraj, aproape zici că sunt și bărbierit, numai bună de șeruit. Hai să facem totuși benchmark-ul pe care vi l-am promis. Device-ul este an nou deocamdată pentru AnTuTu, îi facem și o surpriză cu ocazia asta. Avem și rezultatul. Faimosul bar chart, avem 23.953 de puncte, peste Note 2, sub HTC One și Galaxy S4, care au procesoare Qualcomm. Nu mi se pare foarte concludent data asta, pentru că mie mi s-a părut fluid la testare în mână și cu un ecran Full HD s-a mișcat peste așteptările mele, dar de dragul testului cam așa arată. Acestea sunt punctajele. Nu este o versiune 100% finală, însă dacă de dragul testului cam așa arată cel puțin din benchmark acest AllView X2 Soul. În concluzie, dacă vrei cel mai subțire super smartphone al momentului, cel puțin de la lansarea în Barcelona la începutul lui 2014, cu un procesor octa-core chinezesc de foarte bună calitate, 2 GB de RAM, un procesor grafic de generație destul de nou, acest Mali 450 care ne-a impresionat cât de cât în partea de gaming, cu Bluetooth 4.0, cu Wi-Fi, cu GPS, cu ecran wireless, după cum puteți vedea aici, un pachet interesant pe care sunt curios să văd cât va costa în momentul în care va fi lansat. Acestea sunt primele impresii cu AllView X2 Soul. Aștept impresiile voastre despre acest device mai jos pe blog. Dați-ne un coment, un share, un plus 1, un tweet și nu uitați să dați și subscribe pe YouTube. Până data viitoare, numai bine!